Bine ați venit la al doilea vlog pe tema relațiilor. Sunt împreună cu soția mea Cristina și am dorit să discutăm un subiect foarte, foarte, foarte sensibil. Luăm situația unei fete care a greșit în ce privește domeniul relațiilor. A fost în relație cu mai mulți băieți, s-a făcut vinovată de anumite păcate, a depășit limitele, nu a așteptat timpul lui Dumnezeu, nu a crezut că Dumnezeu are pe cineva pregătit din veșnicie pentru ea. Știți foarte bine detaliile unei asemenea situații și poate chiar dumneavoastră vă găsiți într-o asemenea situație. Ce se poate face de aici înainte? Părerea noastră nu este că Dumnezeu nu poate recupera, că nu poate restaura, că astfel de persoane sunt cazuri pierdute. Noi credem în puterea de eliberare, de restaurare, de transformare, de iertare a harului lui Dumnezeu. Și am vrea să vă dăm câteva sfaturi foarte practice. Dacă vă găsiți într-o asemenea situație sau dacă știți pe cineva care trece printr-o asemenea situație. Așadar, Cristina, ce ai recomanda unei fete care a greșit în domeniul relațiilor? A făcut multe prostii. Știe că a greșit, se simte vinovată, îl caută pe Dumnezeu, dar nu știe ce să facă de aici înainte. Ea își vede viața, cel puțin datorită acestui domeniu, care este unul foarte sensibil, răvășită sau chiar irecuperabilă. Ce crezi? Da, ai dreptate, Andrei. Este un domeniu foarte, foarte, foarte sensibil pentru o fată. Așadar, aduc în discuție din start mult, mult, mult pe a binecuvântata pocăință. Este harul și darul nespus de prețios pe care ni l-a făcut Dumnezeu în viața aceasta să te poți pocăi. Ce presupune pentru o fată care a greșit în privința asta să se pocăiască? Mai întâi de toate trebuie să înțelegem că este un proces. Deci nu se vor întâmpla toate la o pocnitură de deget sau în momentul în care ți-ai dat seama că ai greșit. Pentru că a sosit juniorul, continuăm cu el, nu este nimic. Așadar, cum spuneam, faptul că ți-ai dat seama că este greșit ceea ce faci este un punct de pornire, este angajarea într-un proces. Ce înseamnă pocăința? În primul rând, îți recunoști greșelile. Nu-ți fie frică să ți le recunoști înaintea lui Dumnezeu și înaintea ta. Confruntă-te pe tine cu ele. Spune-ți-le și adu-le înaintea lui Dumnezeu. Nu o lua pe ocolite, nu le spune mai puțin dramatic, ci spune-le așa cum sunt. Plânge înaintea lui Dumnezeu dacă este nevoie. Spune-le și descarcă-te înaintea lui. Mai apoi, trebuie să înțelegi că poate pentru unele acțiuni, poate pentru unele nu, vei suporta consecințe. Vor fi lucruri care te vor însoți poate o viață întreagă, dar lucrul acesta nu trebuie să te descurajeze. Dumnezeu este un Dumnezeu al restaurării, care a pregătit din veșnicie calea spre eliberare și spre o viață frumoasă, nu apăsată, nu o viață târâită tot timpul cu o desagă plină de greșeli. Aici aș face două precizări. Unu, că sunt consecințe, într-adevăr, care nu vor fi reparate niciodată. Cineva să nu creadă, toți credem într-un Dumnezeu al restaurării, putem să facem ce vrem noi, că Dumnezeu restaurează. O asemenea atitudine, aș spune chiar că arată că nu vei avea parte de o restaurare pentru că arată că nu ai pocăință. Al doilea lucru pe care l-aș spune este, nu-ți stabili tu consecințele. Da? Nu-i spune tu lui Dumnezeu, pentru că am făcut asta, e clar, Dumnezeu o să-mi dea cel mai rău băiat sau tot felul de pedepse din astea pe care tu îți imaginezi că Dumnezeu o să ți le dea. Exact. Nu făuri împreună cu satana verdicte pentru viața ta. Pentru că am atins deja subiectul restaurării specific în căsătorie, poate o persoană din asta să mai sperie că Dumnezeu îi va da un bărbat credincios, serios, chiar foarte potrivit pentru ea. Roagă-te ca Dumnezeu să formeze în viitorul partener o dorință de a te accepta așa cum ești, așa cum ai devenit. Roagă-te ca Dumnezeu să formeze în el și să formeze în tine acea sinceritate și acea smerenie ca să te poți recunoaște înaintea lui cu toată vinovăția și totuși nu apăsată și nu depresivă, rușinată, dar nu cu frică, smerită. Am întâlnit situații în care anumite fete au început o relație serioasă care nu s-a finalizat cu căsătorie, deși ei și-au dorit foarte mult lucrul acesta. Decât să te fi căsătorit cu băiatul ăla și ulterior să-ți fi dat seama că el nu poate purta povara greșelilor tale trecute, crede că Dumnezeu a făcut bine atunci când a refuzat să ți-l dea. Dumnezeu o hotărâ cel mai bine pentru tine. Mulți tineri care au făcut greșeli mari în relații, cred că Dumnezeu se va răzbuna pe ei. Și astfel tot ce am spus noi, ei consideră că nu-i valabil pentru ei. Ce crezi? Pentru un om care nu studiază Scriptura, da, cel mai probabil va crede că Dumnezeu este pe urmele lui și caută la orice colț să îl prăbădească. Nu,
Dumnezeu pe care îl cunosc eu din Scripturi este un Dumnezeu al restaurării, nu al răzbunării, nu cel puțin în felul în care ai descris mai înainte. Dumnezeu nu este pe urmele tale cu biciu ca să-ți dea după tine. Nu, Dumnezeu nu vrea răul tău. Trebuie să-ți schimbi convingerile. Deci trebuie să pornești, să te duci mai în adâncime și să vezi unde greșești în gândire. Dacă gândești greșit despre Dumnezeu, și anume că este răzbunător, că caută răul tău, că ai o problemă fundamentală, du-te acolo la problemă. Deci relația ta eșuată este problema cea mică, nu cea mare. Trebuie să îl cunoști pe Dumnezeu. Înseamnă că nu îl cunoști. Nu cunoști dragostea lui, nu cunoști dorința lui de a te vedea bine, de a te ferici, de a te împlini. Da, este Dumnezeu răzbunător, dar nu în cazul acesta. Nu, aici nu este, dacă nu vrei să te pocăiești, într-adevăr, și arunci doar vină, ba pe Dumnezeu, ba pe cei din jurul tău, da, probabil o să ai parte de toiagul lui Dumnezeu. Dar dacă te pocăiești, din toată inima îți dorești curăție, îți dorești să trăiești frumos, să începi un nou capitol, da, Dumnezeu nu este pe urmele tale decât să te susțină, să te sprijine. Poate fi un proces mai dureros, dar poate că vor trebui să scoată firele de la operație. Este dureros, dar ia-o ca fiind un lucru bun din partea lui Dumnezeu, pentru că vrea să te vindece. Da? Cu firele acolo nu te vei vindeca bine. Vrea să-ți vindece rana și să te ajute să începi o relație sănătoasă. Aș spune că un lucru fundamental pentru o persoană care a greșit în domeniul acesta este să dovedească pocăința. Evident, noi punem totul pe seama lui Dumnezeu și a puterii Duhului Sfânt și a lucrării Duhului Sfânt și așa mai departe. Dar din punctul ăsta, viața ta trebuie să arate altfel. Ce schimbări precise crezi că ar trebui să facă o fată, de exemplu, ca dovada pocăinței ei? Da, foarte bună întrebare. Depinde și de fiecare fată, clar, depinde de greșelile în care s-a aruncat sau pe care le-a făcut, depinde de personalitatea ei, depinde de înclinațiile păcătoase pe care le-a avut. Dar pot să enumăr câteva lucruri generale. Dacă prin îmbrăcămintea ta ai fost provocatoare, iar asta te-a aruncat în diferite relații pentru că băieții au fost atrași de tine, schimbă-ți garderoba. Și nu băieții serioși au fost atrași. Din păcate, da. Dacă altă dată mânuiai foarte bine cuvintele și obișnuiai să flirtezi cu băieții și să fii iscusită în ale cuvintelor, schimbă-ți radical vocabularul. Eu cred că sunt anumiți termeni, anumite expresii, un anumit limbaj care în mod intenționat arată că cineva e disponibil. Dacă nu ești disponibil pentru toată lumea, nu-ți fă reclamă degeaba, pentru că nu ești de vânzare. Eu cred că Dumnezeu când aprinde dorința unui băiat pentru o fată, nu este nevoie de reclamă omenească. Cel puțin nu din partea ta. Nu-ți face singur reclamă, nu este bine, nu este decent. Bun, noi am insistat asupra două adevăruri care par contrare. Pare să fie un paradox aici, așa nume. Faptul că Dumnezeu restaurează și faptul că în ciuda restaurării lui Dumnezeu este la fel de adevărat că sunt unele consecințe pe care nu le vei mai putea da înapoi niciodată. Da? Și vreau să spun frontal. Dacă ai fost virgină și nu mai ești, Dumnezeu nu repară chestiunea asta. Dumnezeu va pregăti un băiat care să-și asume lucrul ăsta, dar nu trebuie să devenim aberanți în a vorbi despre o restaurare care nu există. Dacă eu mi-am fumat plămânii o viață întreagă și am cancer, probabil că Dumnezeu mă va vindeca de cancer sau probabil că nu, că asta va fi cauza morții mele. Da? Cum împăcăm noi paradoxul ăsta? Dumnezeu restaurează, dar vor fi anumite consecințe. Ce să fac cu consecințele alea? Că poate le car toată viața cu mine. Tocmai de asta spun că este așa de frumoasă pocăința. Pentru că cred că se leagă de pocăință ceea ce am să spun. Este cel mai frumos lucru să poți să-ți dedici viața semenilor tăi, lui Hristos și semenilor tăi. Să fii un exemplu, să nu-ți fie rușine să spui cu îndrăzneală ceea ce ai greșit ca să fii un exemplu pentru alții prin greșelile tale. Un exemplu ce să nu faci. Este foarte important să poți să sfătuiești tinerele, să poți să sfătuiești fetele care poate au ajuns în depresii sau care sunt bântuite de tot felul de gânduri, să le poți ajuta prin exemplu tău. Imaginează-ți că cineva a fost operat și tu ai o operație ca asta și arăți cicatricea ta. Măi, uite, îți spun prin ce am trecut eu. Uite, am cicatrice aici. Ești mult mai credibilă când îi spui. Dacă îi dai un exemplu din imaginația ta, dar n-ai fi trecut pe acolo, nu spun că nu ești credibilă, dar cred că impactul este mai mare. Și vei vedea că este o satisfacție când Dumnezeu te folosește
îți folosește chiar partea aceea pe care altădată o puteai numi a fi întunecată. Nu este nicio mândrie, este o smerenie care îți dă satisfacție pentru că ajută pe alții. Așa se împlinește ce spune Scriptura, că da, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Dacă exact, te-ai pocăit, dacă ești copilul lui Dumnezeu, este imposibil ca Dumnezeu să nu folosească chiar și falimentele pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru faima numelui lui Dumnezeu. Mi se pare un lucru fantastic ca Dumnezeu să folosească experiența ta negativă pentru a opri niște tineri exact, de la greșeli monumentale, da? Exact. Sau pentru a restaura niște tineri și tinere care sunt pe marginea disperării și a depresiei. Exact. Imaginează-ți ce satisfacție îți va da Dumnezeu în inimă să știi că prin tine luminează alte minți. Prin exemplu tău scapă poate pe alții de la multe greutăți. Acestea fiind spuse, ne apropiem de încheierea acestui vlog. Mulțumesc, Cristina, pentru colaborare. Urmează să facem un vlog despre cum ar trebui să se comporte o fată și ce ar trebui să facă în perioada de celibat, dorind să fie căsătorită, dar nefiind deocamdată curtată de nimeni. Până atunci, am dorit să vă folosiți de materialul acesta, că îl considerați benefic, să-l împrăștiați la tineri, la tinere, și noi sperăm să fie folosit de Dumnezeu pentru ridicarea multora. Deci, mulțumesc, Cristina! Cu mult drag!